Samurai Turden s-au întors de la campionatul european de copii, cadeți și junior cu două titluri de vicecampion european și 5 locuri 3. Cea de-a doua ediție a campionatului s-a desfășurat în Ungaria în perioada 5-9 octombrie, competiție la care au participat un număr record de participanți, 1385 din întreaga Europa. Clubul Samurai Turda a deplasat un lot format din 12 sportivi, reușind să obțină din nou performanțe de apreciat. Antrenorul clubului Turdean, Paul Cățenaș, a declarat că acest campionat european de copii a fost mult mai puternic decât campionatul mondial, atât prin numărul de participanți, cât și prin nivelul foarte ridicat de valoare a fiecărui lot. Sunt Chiorian Alexandru Adrian și practic sportul de la 4 ani. Am fost în Ungaria și am obținut locul 2. Chiorian Alexandra. Bărbat Bianca. Lupiana Lisa. Rezultate foarte bune. Respectiv. Locul 2, 3. Podium. Da. La campionatul european de karate, care s-a desfășurat în perioada 5-9 octombrie în Ungaria, ați obținut locul? Locul 3. Rotaru Cosmin, 14. Păi locul 1, 2 și 3. La naționale europene și la alte competiții. Domnul Paul, antrenorul tău, mă gândesc că face eforturi supranaturale ca să vă ducă în deplasări și eforturile astea înseamnă bani. Pe lângă părinți care vă ajută să... cu bani, să vă ia, știu eu, costumația care vă trebuie sau să vă plătească drumul. Aveți și alți sponsori? Da, avem sponsori de la Primăria Turda și SC AXA SRL și compania de apareși Turda. A fost una dintre cele mai grele competiții. A fost cel mai greu campionat, poate și mai greu decât campionatul mondial de anul trecut care a fost în Brazilia. A fost una dintre cele mai grele campionate la care am participat eu de copii. Prima ediție a fost la Constanța acum 2 ani, aceasta a fost a doua ediție a campionatului european, mult mai puternică ca cea din România. Bineînțeles, această deplasare a mai fost făcută datorită ajutorului unor oameni minunați, precum domnului director de la compania de apareși Usabau Alexandru, căruia vreau să-i mulțumesc din suflet pentru ajutorul acordat, și domnului Gheorghe Magda de la SC AXA SRL, care au fost alături de noi în această deplasare.